ziua, bine ați venit în Comuna Tămășeni sau revenit în Comuna Tămășeni. Așa cum ați fost ultima dată, aproximativ acum 2 luni de zile, erau începute lucrările pentru acea investiție a trotuarilor, pistelor de biciclete, rigole și acostamente. După cum ați văzut sau puteți să și le filmați, lucrările continuă. Nu o să le terminăm anul acesta pentru că este foarte mult de lucru, dar o să le vedeți în teren că ele continuă lucrările. Un pic a stagnat la Tămășeni pentru că și-au luat concedii acei șefi și câțiva muncitori și săptămâna asta au spus că nu pot lucra, dar de luni încep lucrările. Sperăm ca până la hramul bisericii Tămășeni și în Tămășeni să fie trotuarele terminate până la școală. Deci de acolo de unde a rămas, de la dispensar și până la școală și pe o parte și pe alaltă, ca să fie terminat, să nu mai avem probleme cu copiii. La Adjudeni deja centrul este aproape finalizat și continuăm pe mai departe. Cu alte lucrări care deja am început este acea școală de la Tămășeni, care așteptăm de foarte mult timp să facem extinderea școlii Tămășeni prin acele toalete interioare. Lucrările au început de luni să lucrează. Deja s-au și demolat acea toaletă veche, magazinele care au fost vechi. Deja s-a făcut fundația, se lucrează la fundație. Sperăm până la începutul anului școlar, care va fi pe 10 septembrie, toaletele interioare vor fi terminate. Nu vor fi terminate lucrarea toată pentru că este foarte mare, deci va trebui schimbat acoperiș și izolat sălile de clasă, dar acum se lucrează la sălile de clasă și toaletele interioare. Apoi între, să spunem, vacanțe sau sâmbătă, când elevii sunt liberi, firma va lucra și vom finaliza lucrările. Sperăm până la anul în vară să fie terminat tot ce avem de făcut acolo. De luni vom începe și acele două spații, locuri de joacă pentru copii, care am spus că o să le facem. Amenajarea două locuri de joacă pentru copii, unul în Tămășeni și unul în Adjudeni. În Tămășeni va fi probabil aici în colțul parcului. Vor fi făcute conform, foarte frumoase, și copiii să aibă un loc de joacă unde să se distreze, duminica sau în celelalte zile. La Adjudeni va fi făcut lângă terenul de sport, să facem un complex mai frumos acolo, să fie frumos. La complexul acela sportiv, cam cât e la sută terminat? Vorbiți despre... Terenul de sport este terminat. Este de dat și în folosință, deci pot să joace fotbal oricând și deja să joacă în fiecare zi. Este un responsabil care face programări, face totul voluntar pentru că nu se plătește nimic, deci toată lumea poate să joace gratis. Iar lângă, am zis să facem un loc de joacă pentru copii, pentru că spațiul este suficient de mare acolo, vom face un mini-parculeț. Cu niște băncuțe, copăcei, gazon, o să fie foarte frumos. Atunci când va fi amenajat, o să-l și vedeți când o să mai veniți în comună. Iar alte lucrări, momentan, nu pot să spun că am început, pentru că cam nu prea am ce să fac la timpul ăsta, pentru că asfaltul este terminat, acele străzi care vi le-am și prezentat data trecută, trotuarele se lucrează, școala Tămășeni a început, amenajăm și acele locuri de joacă pentru copii. Pe mai departe, o să lucrez deja la câteva proiecte încă din nou, care v-am spus, e vorba de, din nou, de o mare asfaltare a 29 de străzi. Am un proiect iarăși pentru care va trebui să ajung la București, dar numai după o rectificare, extindere apă canal 15 km și sala de sport de la Adjudeni, care la fel îi facem acum o expertiză, este, să spunem, spre final a documentelor, care îl voi depune la CNI București. Dacă... Nu, pe banii Companiei Naționale de Investiții. Deci ei primesc un fond de bani de la Guvernul României, ori ei distribuie acolo unde sunt ceruți. Iar acea sală, fiindcă stă de aproximativ 9 ani de zile acolo,
Tot am căutat soluții, cum v-am spus în toate conferințele de presă, că am încercat prin PNDL, nu am găsit surse. De la bugetul local, ca să o fi continuat, era foarte greu, pentru că trebuie foarte mulți bani, ori eu m-am axat mai mult pe infrastructură, pentru că oamenii asta și doresc. Acolo unde avem asfalt, oamenii își doresc să terminăm acea construcție, dar acolo unde oamenii nu au asfalt, își doresc asfalt și cred că este mai important un pic la timpul ăsta, pentru că, așa cum ați văzut, sunt cartiere noi, case frumoase și omul își dorește să scape de noroi, de praf, de mizerie. Și ne-am axat pe ceea ce își dorește cetățeanul din comună și să-i fie și drag să vină acasă atunci când vine să nu meargă cu mașina prin praf, apă sau noroi. Peste drum se desfășoară în momentul ăsta și v-am întrebat și înainte de această conferință despre școala de vară. Am văzut că sunt o mulțime de copii care se distrează. Dacă le puteți spune mai multe detalii. Da, este biserica să implic în această activitate, se numește Vara Împreună, și la Tămășeni și la Jdeni. Săptămâna asta este, să spunem, cu grupele mici, copiii care sunt mai mici, săptămâna viitoare va continua cu grupa mare, copii un pic mai mari. Activitățile pe care le fac din partea noastră sau a sponsorilor sunt ajutați cu diferite produse alimentare, s-au mai implicat la Jdeni și oamenii din comunitate, au făcut gogoși și eu am ajutat cu ce am putut, cu pepeni, cu biscuiți, cu diferite produse care să-i încânte pe copii și să aibă ceva care să... Cam câți copii sunt? Știu că vă întreb, da. La Jdeni am întrebat părintele și am întrebat câți copii sunt. Sunt în jur de 650 de copii la Jdeni, la Tămășeni în jur de 500. Și toți sunt implicați în acest program? Da, toți sunt implicați în acest program. Și chiar e frumos, sunt familii care au venit din străinătate și au adus copiii la vara împreună. Este foarte drag și aici socializează, se întâlnesc toți, fac diferite activități. Deci este o activitate chiar foarte frumoasă și le mulțumim și îi felicităm pe preoții din comunitățile noastre că se implică în aceste activități, cred, foarte frumoase și toți le laudă și chiar sunt frumoase. Ați avut ocazia să intrați în vorbă cu cei care s-au întors din străinătate? E perioada în care vin, se întorc în concedii, vin în concedii cei care sunt plecați în străinătate. Ați avut ocazia să vorbiți cu... Au venit, cred că, foarte puțini. Începând de pe data de 15 iulie, încep să vină, sau spre finele lui iulie și august, cam atunci vin marea majoritate în concedii din străinătate. Nu, n-am avut ocazia la momentul ăsta să vorbesc, foarte puțini care au venit. Da, au fost, pot să spun, 3-4 care am avut și au avut treabă la primărie, am vorbit cu ei. Da, în general, toți cei care am vorbit cu ei spun că... le place ceea ce se întâmplă în comună, că se investește și că ne implicăm să facem totul ca să fie frumos și să le fie drag să vină acasă. Au venit și cu sugestii? Cu sugestii nu. Nu, n-au venit cu sugestii, doar sugestiile ce facem în comună și era și prioritar aceste trotuare. Asta era marea dorință a tuturor, pentru că, după cum vedeți, sunt foarte mulți copii și avem la școală mașini foarte mult din comunitate și ar fi fost foarte periculos sau este periculos ca să mergi pe drumul județean și să fii foarte atent să nu dea o mașină pe zi. Deci este o investiție, cred, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a comunității, o investiție foarte frumoasă. Le-am spus că pe mai departe mă voi implica și mă implic pentru ca toți să aibă acele condiții, vorbim de infrastructură și apă, canal. În general, apă cam toți au aproape, doar canalizare va trebui făcută, extinderea și asfaltarea, care mă voi implica și sper să reușesc pe mai departe să fac și alte străzi, ca toată lumea să fie mulțumită. Deci cât voi fi aici, mă voi implica doar pentru interes public, nu pentru altceva. Da, mulțumesc și eu, vă doresc o zi bună și celor din străinătate, așteptăm să vin în concediu și aștept cu sugestii și cu tot ce-și doresc să vină să mă întrebe cu orice problemă.